Un autobuz electric nou, recent achiziționat și introdus pe rutele din Deva, a luat foc în centrul urbei. Potrivit pompierilor solicitați la fața locului, incendiul se manifesta la conductorii electrici din bordul autobuzului, unde s-a produs un scurt circuit. Din fericire, nicio persoană nu se afla în interiorul autobuzului. Vineri, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la un autobuz electric de călători în municipiul Deva. Autobuzul, care efectua curse pentru transportul public de călători din reședința județului, se afla oprit în zona centrală a Devei, iar în interior nu se aflau călători. Pompierii au ajuns de urgență și au constatat faptul că incendiul se manifesta la conductorii electrici din bord. Pentru lichidarea focului s-au folosit stingătoare cu spumă. Cauza probabilă a incendiului a fost producerea unui scurt circuit la instalația electrică din bordul autobuzului.